Reamintesc, în cea de-a doua sa scrisoare către Biserica din Corint, Apostolul Pavel abordează în primele 7 capitole chestiuni ce țin de trăire, trăirea creștină. În următoarele 2, capitolele 8 și 9, aspecte legate de dărnicia creștină ca mod de viață, despre generozitate deci, și vom observa acum că o a treia temă majoră a epistolei este apărarea creștină, păzirea, cum să protejăm și să proclamăm ceea ce este prețios înaintea Domnului. Se pare că această parte a epistolei are o adresabilitate restrânsă și vizează în special pe cei ce voiau să deprecieze rolul și să discrediteze aportul apostolului în chiar propriile lor manifestări creștine. Pe măsură ce Pavel își argumentează și își apără mandatul său de apostol, își și deschide inima sa de lucrător și misionar pasionat și pasional. Venise în Corint cu umilința și blândețea unui autentic ucenic și apostol al lui Hristos. Un muncitor oarecare și un om cât se poate de obișnuit. Poate că unii îl vor fi privit de sus, pentru că lucra cu mâinile sale și pentru că felul cum arăta și lucra nu îl făcea din cale afară de atractiv. Dar Pavel își cunoștea autoritatea apostolică și era conștient de misiunea sa încredințată de Dumnezeu. Știa că se putea bizui pe ajutorul și puterea divine pentru împlinirea sarcinilor sale, dar nu dorea să se lase provocat de corinteni să-și exercite autoritatea între ei și peste ei. Să fiu judecat și apreciat după felul cum trăiesc și după cum propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu. Este imperativul după care se ghidează și mesajul pe care îl transmite explicit și implicit Pavel. După care continuă, umblăm în fire, în slăbiciunea cărnii. Apostolul n-a dorit și n-a încercat să impresioneze pe corinteni cu discursuri elevate și cu filozofii de ultimă oră, ci s-a menținut tot timpul, în mod deliberat, simplu și sănătos în învățătură. L-a propovăduit înainte de toate pe Iisus Hristos. Cine a fost și ce a făcut El? Răstignirea, moartea, înmormântarea și învierea Lui. Pavel avea de la Dumnezeu viziunea de ansamblu, a întregului câmp de bătălie. În joc era veșnicia fiecăruia care asculta. Un cer de câștigat și un iad de evitat și de înfruntat. Pavel s-a angajat în acest război spiritual. Să nu uităm că avem un dușman al sufletelor, ceea ce solicită înarmare cu arme spirituale în măsura să ne confere putere și eficiență, arme de apărare, dar și de asalt, armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, cum le numise în 2 Corinteni 6, versetul 7. Cea dintâi armă pe care o avem la dispoziție este cuvântul lui Dumnezeu. Pavel venise la Corint, o citadelă a filozofiei și religiei la acea vreme, gata să mânuiască sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, conform Efeseni 6, versetul 17. Și încrederea noastră trebuie să fie ancorată în cuvântul lui Dumnezeu, care este în întregime, de la un capăt la altul, inspirat și dictat de Dumnezeu. Alte arme spirituale pe care le avem la îndemână sunt ajutorul și călăuzirea primite de la Duhul Sfânt, precum și rugăciunea. Dacă vrem să biruim, trebuie să ne supunem necurmat și necondiționat Duhului lui Dumnezeu, până la nivelul ultimului gând. Nu știu cât de familiar sunteți cu această panoplie, cu acest arsenal, dar de aici ne vine înarmarea fundamentală, esențială, pentru a duce războiul spiritual cu chibzuință, cu șanse și cu atitudinea potrivită.